Am spus un lucru. Guvernarea liberală în 4 ani, așa în condiții vitrege, a schimbat orașul. Nu-mi doresc ca toată puterea să fie deținută de PSD în municipiul Pașcani. Adică și cei doi parlamentari, așa cum a promis domnul președinte Victor Ponta, să-și mențină mandatele, iar primăria să fie la fel PSD-istă. Mă voi bate și voi cere colegilor mei de partid să susțin în cadrul SL-ului ca postul de deputat să devină Partidului Național Liberal. Persoana care va decide biroul politic permanent să candideze la Pașcani e o altă poveste. Dar acest post eu îl cer public, organizației mele să fie susținut în cadrul SL-ului să vină la Pașcani.